Acesta este Qatarul și aceasta este Arabia Saudită, iar astăzi vom vorbi despre planul Arabiei Saudite de a săpa un canal suficient de mare pentru a forma o nouă frontieră între cele două state. Întrebarea e, ar putea face acest lucru? Ei bine, ar putea, dar cum vor face asta, suntem pe cale să aflăm. Qatar este o peninsulă ce se extinde din continentul principal în Golful Persic. Singura sa frontieră pe uscat este cu Arabia Saudită, dar este aproape de Bahrein în vest de Emiratele Arabe Unite în est, iar peste golf în nord se află Iranul. În 2018, Arabia Saudită a dezvăluit public pentru prima dată ideea săpării unui canal numit Salva, între ei și Qatar. Evident, acest plan a stârnit o mulțime de întrebări la care astăzi vom face tot posibilul să răspundem. Dar mai întâi, va trebui să ne întoarcem puțin în istoria modernă. Pentru a înțelege de ce ar vrea Arabia Saudită să sape un canal, pentru a-i despărți de Qatar, trebuie să știm câte ceva despre politica recentă din Golful Persic. În 2017, cei trei vecini, Arabia Saudită, Bahrein și Emiratele Arabe Unite, au rupt orice legătură ar fi avut cu cei din Qatar. Motivul principal al acestei acțiuni a fost relația de prietenie dintre Qatar și Iran, ce se presupune că ar fi condus la influențarea afacerilor din alte state și la sprijinul organizațiilor teroriste de către cele două țări. Arabia Saudită, Bahrein și Emiratele Arabe Unite au interzis pilotarea avioanelor din Qatar în spațiul lor aerian. Au interzis navele acestora în porturile lor, iar Arabia Saudită și-a închis granița terestră cu ei. Asta ne duce din nou la planul Arabiei Saudite de a construi un canal ce îi va despărți la propriu de cei din Qatar. Rămâne totuși să aflăm care sunt motivele exacte și dacă vor reuși cu adevărat să facă acest lucru. Să începem cu motivele pentru că sunt destule. Arabia Saudită susține că noul canal va crea o mulțime de locuri de muncă, ceea ce este corect. De obicei, când e nevoie să cheltuiești sute de milioane de dolari pentru a realiza astfel de construcții, creezi evident și locuri de muncă. De asemenea, mai susțin faptul că Salva va deveni o atracție turistică. Îl vor transforma într-o stațiune de lux cu plaje, sporturi nautice și vile, ceea ce din nou este un argument greu de ignorat, voind practic să transforme un deșert, cheltuind o groază de bani ce vor stimula economia într-o stațiune turistică. În același timp, canalul ar asigura o nouă rută de transport între Emiratele Arabe Unite, Bahrein și Arabia Saudită. De asemenea, va permite navelor să evite navigarea prea aproape de Iran, cu care aceste țări au relație cel puțin volatilă. Vom vorbi imediat despre dimensiunile canalului propus, ce vor fi evidențul, suficient de mari pentru a avea loc navele de marfă și de croazieră, dar până atunci vorbim despre principalul motiv. Izolarea unei peninsule față de restul lumii printr-un canal făcut de alt stat este o acțiune politică uriașă. Această acțiune ar închide definitiv frontiera terestră dintre Arabia Saudită și Qatar, iar terenurile din granița saudită vor fi cel mai probabil folosite pentru uz militar și chiar pentru a scăpa de deșeurile nucleare ale țării. Deci, acum știind de ce vor să fac acest lucru, rămâne de văzut cum o vor face. E posibil că această opulent Politică să se întâmple cu adevărat, canalul Salva ar avea aproximativ 20 de metri adâncime, 200 de metri lățime și aproximativ 70 de kilometri lungime. Va fi cel mai probabil săpat la distanță de un kilometru față de granița Qatarului și va urma curba frontierei până în Golful Persic. Arabia Saudită sugerează faptul că acest canal de 70 de kilometri va putea fi săpat în mai puțin de 12 luni. Acest lucru ar necesita evident un efort uriaș, dar nu e în totalitate imposibil. Există două opțiuni atunci când proiectezi un canal. Fie îl faci la nivelul mării, fie construiești ecluze. Alegerea este în mod normal determinată de tipul de sol pe care urmează să fie construit și de constrângerile financiare sau ale forței de muncă. Canalul Suez din Egipt este un exemplu de canal la nivelul mării. Acest lucru înseamnă faptul că la construcția lui canalul a fost săpat astfel încât toată suprafața lui să fie la aceeași altitudine cu cea a mării, iar acest lucru previne nevoia ecluzelor despre care vom vorbi imediat. Canalele la nivelul mării pot fi foarte costisitoare dacă terenul este înalt și dificil de excavat, necesitând o cantitate uriașă de pământ ce trebuie săpată și mutată. Canalul Panama însă este un exemplu de canal ce nu se află la nivelul mării. În schimb, acesta folosește ecluze ce se vor umple cu apă pentru a permite navelor să călătorească la cote mai mari și se vor goli de apă pentru a permite navelor să revină la cote mai mici. Acest lucru reduce substanțial costul săpării unui canal pe un teren înalt, întrucât e mai puțin pământ ce trebuie îndepărtat, dar în același timp încetinește viteza cu care navele vor putea să-l traverseze. Încă nu este clar ce tip de canal intenționează să construiască Arabia Saudită, dar în orice caz ar avea urmări geografice și politice. Așadar, aici avem totuși altă întrebare. Au voie țările să construiască un canal ce afectează geografia lumii? Ei bine, aparent au voie. Canalul Panama și canalul Suez au despărțit efectiv fiecare continent, conectând două corpuri de apă ce sunt interconectate abia la mii de kilometri distanță. Iar în ciuda dovezilor privind speciile invazive din Marea Roșie în cea mediterană, Canalul Suez a continuat să fie extins în ultimii ani. Chiar recent, guvernul din Nicaragua a fost foarte serios cu privire la construirea unui canal ce ar putea să concureze cu cel din Panama, chiar dacă ar traversa cea mai mare sursă de apă dulce a țării. Din fericire, nu au obținut aprobarea ce ar fi putut fi fatală în cazul unui accident sau a unei deversări de petrol în lacul Nicaragua, atât pentru animale, dar și pentru oamenii ce îl folosesc ca principala sursă de apă. Când e vorba de canalul Salva, impactul asupra mediului înconjurător nu va fi la fel de drastic, din simplu motiv că peisajul este deja arid și foarte puțin populat, iar corpurile de apă pe care le unește sunt deja relativ asemănătoare. Un canal cu dimensiuni similare e canalul Kiel din Germania, diferența fiind că este puțin mai adânc, ceva mai îngust și folosește ecluze. Dacă ne uităm totuși pe hartă, putem observa faptul că acest canal trece prin statul german Holstein și taie în două peninsula Jutlanda, ce face parte din Danemarca. Totuși, care a fost răspunsul Qatarului la toate aceste întrebări? Ei bine, au respins practic pretențiile făcute de Arabia Saudită și de ceilalți vecinei săi, ce au apelat la Iran și Turcia pentru a se baza pe importurile lor ce aveau loc acum pe cale terestră. Deci, ce impact va avea acest canal asupra Qatarului? Probabil același efect pe care îl are deja granița închisă a Arabiei Saudite. La data efectuării acestui studiu de caz, granița terestră dintre Arabia Saudită și Qatar e în continuare închisă, ceea ce ar însemna faptul că o construire a acestui canal ar transforma decizia în una permanentă. În ceea ce privește Qatarul și transformarea lui într-o insulă, probabil nu trebuie să precizăm faptul că nu va începe să plutească în golf, fiind în continuare atașat de raftul continental. Ca o comparație, dacă întrebi un danez cum se simte pe insula Jutlanda, probabil singura reacție pe care o să o primești va fi una confuză. Așadar, data viitoare când mai vedeți titluri de genul Qatar devine insulă sau Arabia Saudită taie Qatar cu un canal, gândiți-vă la Danemarca și canalul Kiel. Ce ar putea însemna, însă un astfel de titlu este definitivarea deciziei Arabiei Saudite de a duce la capăt planul de despărțire a Qatarului. Ar indica faptul că Arabia Saudită nu are nicio intenție de a deschide frontiera și au decis definitiv să rupă orice legături cu vecinilor. Acest lucru probabil a făcut mulți cetățenii Qatarului să pună la îndoială abilitatea guvernului lor în abordarea problemelor de politică externă, întrucât azi trebuie să se descurce cu blocajele comerciale și posibilele canale de navigație viitoare. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!